Haideți să vă prezint cel mai pufos cozonac cu mac. Vom avea nevoie de 4 gălbenușuri peste care vom pune puțină sare și le vom lăsa deoparte timp de o oră. Amestecăm foarte bine. Dacă nu aveți ouă de țară, puteți adăuga jumătate de linguriță de turmeric. Vom începe să facem aluatul. Într-un bol vom pune 200 de grame de zahăr, 300 de ml de lapte cald, esență de rom. Amestecăm bine câteva minute până se topește zahărul. Apoi adăugăm 80 de ml de ulei, coajă de lămâie, 500 de grame de făină, un ou întreg. Încorporăm totul foarte bine. Vom pune și 7 grame de drojdie diluată în puțină apă călduță. Drojdia este uscată. Adăugăm și gălbenușurile. Mai punem puțină făină dacă trebuie. Adăugăm și puțină sare. Încorporăm totul foarte bine câteva minute. O să trebuiască să lucrăm aluatul cam 10-15 minute. După ce am lucrat aluatul câteva minute, îl vom zdrobi de bol de 3-4 ori. Îl vom lăsa la dospit timp de o oră. Apoi vom prepara umplutura. Într-o oală am pus 100 de ml de lapte, 90 de grame de zahăr, coajă de lămâie. După care, într-un bol am pus 200 de grame de mac. După ce laptele a început să fiarbă, l-am pus peste mac. Separat am măcinat 50 de grame de mac. L-am adăugat și am lăsat totul deoparte cam 30 de minute. Așa arată. Apoi, după ce cozonacul s-a dospit îndeajuns, am început să-l pun pe masa de lucru. L-am împărțit în două. Din această rețetă veți obține un cozonac. După ce l-am întins foarte bine, am început să pun umplutură. Pentru a obține un cozonac cât mai pufos, trebuie să faceți acest pas. După ce l-ați pus la dospit, după 30 de minute, veți lucra din nou aluatul cam 2-3 minute. După ce am pus umplutura, vom începe să rulăm. Închidem puțin la ambele capete, așa nu va ieși umplutura. Vom proceda la fel și cu restul. Vă invit să distribuiți această postare cu prietenii dumneavoastră. Aștept părerile voastre în comentarii. L-am împletit, apoi l-am pus într-o tavă, unde l-am lăsat la dospit încă 30 de minute înainte de a-l pune în cuptor. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade. Apoi deasupra am dat cozonacul cu puțin ou și lapte. L-am lăsat în cuptor la 180 de grade timp de 15 minute. Apoi am schimbat la 160 de grade timp de 30 de minute. Trebuie să verificați cu o scobitoare. După ce s-a răcit puțin, l-am scos din tavă. Acesta este rezultatul final. Eu sper că v-a plăcut rețeta. De asemenea, nu uitați că foarte importantă este dospirea și făina. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare! Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră.